Calendarul de advent 2020, ziua numărul 17, o poveste de Crăciun. Story Cups de Crăciun a fost odată și am trecut la treaba. Și spune așa, asta poveste nu ieșit nouă, e comică oricum. Fiindcă în mijlocul nopții am auzit o bubuitură la ușă, m-am hotărât să mă ascund după perete. În mintea mea... Strigam după ajutor, în mintea mea, strigam după ajutor, însă niciun sunet nu se auzea, pentru că eram mult de frică. Pentru a-mi recăpăta curajul, m-am hotărât să... am pus aici greșit astea, așa e. Deci, pentru a-mi recăpăta curajul, m-am hotărât să mănânc un fruct. O foșgăială mi-a atras atenția era testoasa care mergea de nebună prin casă și care, simțind picătura zemoasă a fructului ce tocmai căzuse pe jos, apăruse. Văzând-o cum linge zeama cu atâta satisfacție, am început să plâng de o imire, că măcar unul dintre noi e fericit. Un gând m-a săgetat. <laughs> Cum puteam ieși din această situație fără probleme? <coughs> Pentru a mă apropia de soluție, cel mai logic pas era să văd cine pătea la ușă. Deschizând, m-am trezit față în față cu Nea Vasile, vecinul de la doi, care avea nevoie de niște lămuriri. L-am invitat să intre la un ceai și să-mi spună despre ce este vorba. Nu m-a refuzat și așa am aflat că îl supără tare un ochi cu care nu mai vede. Dar nu asta era problema, ci faptul că îl durea foarte tare. I-am spus că s-ar putea să am o soluție pentru el. Am scos un flacon. <gângh> am scos un flacon care avea o bilă în vârf ce conținea o soluție oftalmologică numai bună pentru problema lui. Dar din neatenția mea din neatenție l-am -am scăpat pe jos, prileș cu care țestoasa și-a făcut iar apariția. Când s -o iau de acolo să nu mănânce și soluția oftalmică, cineva a sunat la ușă. Am deschis ușa și am văzut un copil care ținea în mână un măr. În primul moment a rămas surprins, neștiind ce caută la acea oră la mine, dar am realizat că era un colindător rătăcit care umbla să adune bani pentru a-și plăti abonamentul la sala de fitness. Abia atunci am observat că vizitatorul nostru avea pe papuci noroi. Eu dorind a-l invita și pe el la un ceai. Mi-a spus că are papuci așa de murdari pentru că, înainte de a pleca la colindat, a săpat în curtea unui vecin. Tot pentru un bănuț în plus. Ar fi, opri ar fi oprit la pod să-și spele papucii, dar a fost frigă că era prea întuneric. Eram sătul de ziua ciudată pe care o parcursesem, drept pentru care i-am spus peșterii din acvariu noapte bună și m-am culcat. Storicups, nu nou coliți! Super amuzant și interesant!